v-am regăsit declarații contradictorii ale președintelui Băsescu cu o oră în urmă. Recunoaște că a greșit când a promulgat ordonanța măririi salariilor profesorilor, apoi sare la gâtul magistraților pe care îi acuză că își judecă singur revendicările în materie de bani și reclamă la Curtea Constituțională. Și pune toate relele pe seama crizei pe care se pare o descoperă cu stupoare după cel puțin 6 luni în care lumea a vuit despre asta. În weekend, doamnelor și domnilor, șeful statului n-a fost la fel despășit și de grav, a fost la fel ca și alți lideri politici în campanie, mai mult prezidențială decât europarlamentară. Locomotivele partidelor au făcut halte în târguri de oi și piețe, la pălincă și carne de miel, la dans și voie bună, la voturi, în fapt. Cine mai are timp de Piața Victoriei, adică de guvernare? Piața Victoriei se va umple în curând de manifestanți care vor cere salarii, locuri de muncă și respectarea legilor în România. Programul protestelor a fost anunțat astăzi. Guvernul dă din umeri de când s-a instalat, știe că ne trebuie peste 150 de ani să prindem din urmă infrastructura altora, o arată studiile. Asta înseamnă că într-o altă viață vom avea poate drumuri civilizate. Săptămâna asta începe agitat social și politic, mitinguri, greve, lansări de candidați, congrese. În Parlament, de exemplu, liberalii agită, probabil fără efect, câteva moțiuni, una pe agricultură și alta de cenzură. Liberalii vor să facă opoziție. Tot pe motive de imagine, le punem pe toate cap la cap la ordinea zilei cu Bogdan Hosu, lider cartel Alfa, Bogdan Niculescu Duvăz, purtător de cuvânt al PSD, Andrei Gerea, vicelider de grup al deputaților liberali și Marius Punu, senator PDL. Analistul Radu Tudor este aici. Asta vreau să vă întreb. Nu, dar înainte să vă întreb, nu mai bine ne spune domnul Hosu care este programul meeting-urilor apropo de zilele ce vin, ca să știm pe ce anume discutăm. Domnule Hosu, ați făcut un calendar al grevelor, al mitingurilor. Spuneți-ne despre ce este vorba. Deci, practic, analiza pe care am făcut-o în interiorul cartelului a arătat că, de fapt, suntem confruntați cu o lipsă de decizie și, mai mult, deciziile care chiar au fost luate sunt destul de haotice, drept care, deși partenerii sociali, patronate și sindicate au încercat să construiască măsuri anticriză, acestea nu au fost puse în practică, iar când au fost puse în practică, au fost puse astfel pentru că erau inoperabile. Concret. Un exemplu este, dacă vreți, măsura de șomaj tehnic, care de fapt este inoperabilă, pentru că de fapt nu este o întrerupere totală de activitate, ci este o întrerupere parțială și practic șomajul tehnic nu se poate aplica. Vă întrebam dacă, de exemplu, veți face meeting-uri în zilele ce vin și care sunt zilele respective. Există o etapă în care accelerăm sau maximalizăm acțiunea funcție de răspunsul clasei politice în ansamblu, a instituțiilor abilitate să ne dea un răspuns, mă refer atât la Parlament, cât și la Guvern, cât și la administrația prezidențială. Deci există 3 săptămâni prevăzute de la jumătatea lunii mai în care vor face meeting-uri în teritoriu. Urmează o grevă de 15 minute, pentru că nu ne-am propus... Pe 5 iunie? Pe 5 iunie și care este un avertisment inclusiv pentru alegerile europarlamentare. Grevă în toate sectoarele? Grevă în toate sectoarele. Cât oameni vor fi în grevă 15 minute pe deci 5 noi sperăm să fie nu numai membrii noștri de sindicat, sperăm să ne coordonăm și cu colegii noștri legate de acest lucru, celelalte confederații sindicale care n-au decis încă și sperăm cât mai multă lume să susțină această acțiune. Acesta este contextul în care președintele Băsescu a ieșit să facă astăzi o declarație foarte importantă din punctul de vedere al domniei sale și al, bănuiesc, democrat-liberalilor. Președintele Băsescu, domnule senator, a ieșit și a spus: îmi asum greșeala alături de clasa politică pentru legea pe care am promulgat-o. Eu vreau să înțeleg așa. Aveți niște imagini pe ecran. Sus aveți Ministerul Educației, unde așteptăm declarații de la ministru legate de greva de mâine, de la sindicaliști, și jos un chef de weekend, ca să zic așa. Președintele părea grav astăzi la Palatul Cotroceni. În weekend s-a distrat de minune pe la Sâmbrea Oilor, dacă zic bine. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, când este președintele cel adevărat? Când dansează sau când iese și spune că a greșit când a promulgat legea? Când este Traian Băsescu, Traian Băsescu? Cred că în amândouă situațiile, nu știu de ce s-ar exclude. În weekend a fost o sărbătoare a întregii țări, să spunem, pe care o parte din oamenii politici au considerat că e bine să o, să spunem, aducă mai aproape de inima românilor, oferindu-le mici, bere și alte lucruri de genul ăsta. Președintele a fost
invitat la o sărbătoare mare tradițională care se ține de ani de zile, s-a dus, chiar a avut, dacă vă amintiți, un reproș legat de politizarea acestei manifestări efectiv tradiționale acolo în zonă, văzând acele corturi și cred că s-a referit la toți. Și roșii, și portocalii, și galbene. Deci chiar bănuiesc... Domnia sa însuși în campanie prezidențială. Adică... De ce ar fi fost în campanie prezidențială? Alegerile prezidențiale sunt peste 9 luni. Rămâne de decizie. Pe criza, de exemplu, eu stăteam la Palatul Cotroceni și mă gândeam cum să o rezolv cu profesorii, domnul senator. Stați puțin, că acum ajungem iarăși într-un lucru în care îl punem pe președinte într-o situație instituțională inacceptabilă, să conducă el guvernul. Păi așa mi s-a părut că face. Până acum așa a făcut. Așa vi s-a părut dumneavoastră. Mie, de exemplu, nu mi s-a părut că face acest lucru. Uitați, Radu, s-a părut la fel? Domnul senator spune, domnule, să nu-i punem președintelui în cârcă tot ce nu poate să facă. Adică nu poate absolut să fie... Declarația dumnealui nu poate să fie premier. O secundă. O secundă și mie, dacă îmi permiteți, apropo de afirmația dumneavoastră care recunoscut că a greșit. Domnul președinte a spus că atunci când a luat acea decizie de aprobare a legii de mărire a salariilor profesorilor, nu avea datele și acum, după cât? 7 luni. Și-a dat seama în contextul crizei că măsura nu a fost bună. Deci ar fi trebuit să nu o promulge. Ar trebui să o reîntoarcă în Parlament. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost reîntoarsă în Parlament, dacă n-ar fi trecut din nou a doua oară prin votul parlamentarilor. Da, așa dar președintele știam că are o poziție legată de asta. N-a avut-o, domnule senator. Și vreau să vă întreb, când este Radu, președintele adevărat? Când este la țipuituri, la sâmbrea oilor sau e acum când e grav la Palatul Cotroceni și recunoaște, după ce s-a văzut cu profesorii joi, nu mai departe de joi, dar recunoaște că a greșit atunci când a promulgat legea. Te rog. Da, asta e președintele României. Un om al contrastelor, al vorbelor aruncate în vânt, al obligațiilor neasumate și... Și domnul Joana e acolo, să nu ne imaginăm că nu vedem pe domnul Joana. Adică îl vedem și pe domnul Joana, te rog. Dacă vrei să discutăm de toți, hai să facem o analiză. Nu, erau imagini pe care le comentam, te rog. Mă refeream la Traian Băsescu. E un personaj care își întoarce vorba în 5 minute. Și care știe să mintă cu o nonșalanță uluitoare. Da? Dacă ar fi întors acea lege la Parlament, măcar și-aș făcut datoria de om responsabil, ascultându-l pe Călin Popescu Tăriceanu, care acum cred că trebuie să-i ceară scuze. Când premierul Tăriceanu, la vremea respectivă, a spus este un gest inconștient, este un gest care va aduce grave prejudicii bugetului României și a devenit nepopular chiar în timpul unei campanii electorale. Președintele n-a binevoit să respingă acea lege, a promulgat-o. Ar fi putut să o respingă, măcar să dea un semnal de rațiune în perioada aia nebună de campanie electorală, nu? N-a făcut-o și acum vine și spune, știți, am greșit. Mulțumesc, experimente de genul ăsta nu trebuie să faci pe pielea poporului român în perioada de criză. Deci, domnul Tudor, stați puțin, haideți să fim corecți. Haideți să fim corecți. Dumneavoastră de la PDL încercați de fiecare dată să fiți corecți, nu prea vă iese. Nu, dar dumneavoastră sunteți total părtinitor. Dar bineînțeles că sunt părtinitor în privința lui Traian Băsescu, n-am cum să fiu altcumva. Și PDL-ul, și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR-ul, și PRM-ul că erau atunci în Parlament. Absolut toți. Legea asta a trecut în unanimitate. Și actualul Parlament, eu n-am făcut parte din fostul Parlament, trebuie să-și o asume. Trebuie să se întâmple ceva cu această lege. Am spus de foarte multe ori. Într-un fel sau altul, ea trebuie să-și producă efectele. Nu știu când va fi situația financiară atât de bună, astfel încât să permitem să plătim după această lege. Pentru că acum urmează o decizie politică. Legea există. Își va produce efectele. Putem fi dați în judecată, Ministerul Finanțelor, astfel încât profesorul să-și primească banii. A fost dată. Nu mă mai interesează rațiunile de atunci, că nu trebuia dat 50, trebuia dat 30 sau așa mai departe. Așa este, așa este. Așa e și acum, să știți. De asta îl întrebe domnul Duvăț, dacă are, cum să zic... Dar președintele spunea că este în campanie. Vine și spune că a greșit atunci. În loc să vină și să spună, dați-le salariile profesor ca să fie în fața întregii națiuni, uite, omul care cere bani ca să respecte o lege. Uite ce om drept și corect. Știe care este situația țării. Probabil că are informații de la ministere, că e președintele țării. Atunci nu avea informat informații când a promulgat. Păi nu, atunci domnul Tăriceanu nu-i spunea că economia duduie. Nu. Și vreau să vă Tăriceanu amintesc că domnul Adomniții a votat legea ca ministru în Parlament. Da? E istorie deja. E istorie, păi, istoria, și așa a fost istorie când a promovat. Domnul, vreau să vă spun foarte multe legi campanie... care le-a întors și pe care Parlamentul, a spus că nu. Domnul, eu nu mai știu când e criză, înțelegeți ce vă spun? Uitați-vă puțin la mine, nu mai știu când este criză. Da? De țipuituri și că... Eu nu cred că sau, dumneavoastră în octombrie 2008 știați că este criză. Dom'le, Tăricea, nu știa, domne, nu știu. Dacă dumneavoastră după ce lume trăiți, domne? Ei, haideți, domnul Tudor, dacă știați, vă vindeați tot ce aveți de vândut, spuneați banii la teșcherea și cumpărați acum la o 3.000 de prețuri. Dumneavoastră vorbiți de interesul meu personal nu, acum? Nu, vorbesc de toți. Dacă păi dumneavoastră erați aici la emisiune când noi dezbăteam ore întregi aici ce? Că vor scădea încasările la buget.
că va fi o...